Salutare, prieteni, suntem aici la Casa Rotarii de sărbători. Și cam așa arată Casa Rotarii noaptea. Și așa arată ziua. Și acum o să vă arăt camera unde am stat timp de câteva zile. Scuzați-mi puțin la dezordine. Dar mâine este ziua de plecare. Cam așa arată camera. Și baia. Toate condițiile necesare. Este căldură în pardosia. Patul foarte comod. Am dormit foarte bine. Dulap, tot ce este nevoie. Absolut tot ce este nevoie. Este și o dita mai plasma aici. Deci, condiții. Vă recomand să veniți, dacă veniți prin Bucovina, să veniți la Casa Rotarii.